Bună ziua tuturor! Aceste restricții vin după o perioadă lungă de restricții. Venim după un an și jumătate de restricții, după 8 luni de vaccinare și constatăm că acum în valul 3, care nu este nimic altceva decât un fel de valul 2, adică valul de toamnă de anul trecut, avem o incidență mai mare și o virulență mai mare a acestui virus. Au un rost, în mod evident, există demonstrat științific, da? Că toate măsurile luate până acum au fost contraproductive. Demonstrat este iarăși faptul că, demonstrat, e vorba de cifre, este demonstrat faptul că, deși avem vreo 30% oameni vaccinați, până în acest moment, peste 30% acum cu cine s-au vaccinat, avem mai multe infectări decât anul trecut, când nu erau vaccinați niciunul, că nu era vaccin. Poate cineva să explice așa treaba asta? Nu! În condițiile în care avem mai multă incidență mai mare și mai multe cazuri de viroză după vaccin, are o logică să impui ca toată lumea să se vaccineze? Nu! Ce putem vedea? Vedem că în țările în care există un grad de vaccinare de 60-70% din populație, au avut valul 4 cu o lună mai devreme și ce trăim noi acum, englezii l-au avut acum vreo 3 săptămâni, o lună. Nu mai știau unde și cum să se interneze. Deci există asta? Sunt astea soluții? Nu! Soluții sunt alea clasice. Tratezi simptomatic. Eu am avut această viroză și m-am tratat simptomatic. Din cauza tuturor acestor procese prin care s-a intervenit în populație cu tot felul de antivirusuri, cu tot felul de vaccinuri, după părerea mea, neștiințific, mutațiile acestea sunt în parte responsabile, sunt în parte rezultatul și acestor influențe. Ce înseamnă care este acest efect? Îl vedem. Care sunt măsurile care trebuie luate acum? Păi avem nevoie de antiviral. Avem nevoie de medicament. Avem nevoie ca persoanele care au prime simptome să discute imediat cu medicul de familie și acesta să-i poată prescrie medicamentele care trebuie prescrise în astfel de viroze. Există deja medicamente care au eficiență și în cazul acestui virus, care în momentul acesta, în mod evident, a suportat niște modificări. Ca altfel. Dacă nimeni nu spune că acest virus nu se confirmă, domnule, are modificări. Și dacă are modificări, înseamnă că antivirusurile, vaccinurile făcute la începutul anului, înseamnă că nu mai sunt eficiente. Că asta înseamnă să ai modificări, da? Să ai mutații. Dar dacă nu sunt mutații, atunci să ne explice de ce avem mai multe cazuri decât anul trecut, când nu era nimeni vaccinat. Nimeni! Deci nimic nu are nicio logică. Este motivul pentru care nu putem accepta limitări de drepturi pentru a fi obligați să fim vaccinați. Dom'le, asta nu se poate. De ce nu se poate? Pentru că am un drept suveran asupra corpului meu. Da? Nimeni nu mă poate obliga în situația în care, chiar dacă aș suferi de o boală în fază terminală, să mă duc să mă tratez. Nimeni. În situația asta, de ce sunt acum obligat să mă duc să mă tratez să fiu vaccinat preventiv pentru un virus pe care eu oricum l-am făcut în cazul meu? Deci, vă spun, nimic nu are nicio logică. Aceste restricții au ca unic scop restricția drepturilor noastre. Și atenție, v-am spus și o repet,
drepturile odată restrânse, șurubul odată strâns, nu se mai desface. De la un univers, un orizont de timp de un an jumate, deja ni se vorbește despre 5 ani. Deci 5 ani sunt mulți ani. Pentru unii dintre noi pot fi ultimii ani. Nu avem dreptul să-i lăsăm pe scelerații ăștia să ne strice vieții. Nu avem dreptul noi. Ei e clar că nu au dreptul să ne strice viețile, nu au dreptul să facă ceea ce fac, dar ei își iau acest drept prin pasivitatea noastră. Din păcate, aici în piață sunt prea puțini oameni, ar fi trebuit să fie, dacă nu sute de mii, zeci de mii ieșite spontan în stradă. Și voi încheia acum cu un îndemn. Nu vă lăsați șantajați. Nu cedați. Atenție! Eu nu am spus niciodată nu vă vaccinați. Nu este treaba mea. Este treaba dumneavoastră, a fiecăruia în parte. Eu unul nu m-am vaccinat, cu atât mai mult cu cât eu am trecut prin boală. Da? Am mai multe motive pe care mi le pot explica, dar sunt motivele mele. Dumneavoastră, fiecare în parte, dacă aveți alte motive și considerați altceva, faceți cum credeți dumneavoastră. În schimb, nu cedați șantajul. Nu o faceți de frica restricțiilor de mâine. Dacă nu v-ați vaccinat până acum pentru că nu ați crezut în eficacitatea vaccinului sau ați crezut că are efecte adverse care pot fi periculoase, și asta vă pot confirma că are efecte adverse despre care autoritățile nu vorbesc, acest vaccin are efecte adverse. Nu la toată lumea, dar are efecte adverse. Trebuie să spunem asta. Asta înseamnă o justă și corectă informare. Deci, indiferent de chestiunea asta, dacă nu v-ați vaccinat până acum, nu vă vaccinați din cauza restricțiilor de mâine. Doar conștiința voastră și propria grijă pentru propria sănătate ar trebui să vă împingă la așa ceva. În niciun caz nu amenințare, nu un șantaj. Asta trebuie foarte clar înțeles și acum începe să fie și trebuie să înțelegem foarte clar asta. Dacă noi cedăm acum, își vor da seama că vom ceda de fiecare dată. Pe bază de consecința unui raționament juridic, da. Nu există o consecință directă juridică. Deci, decizia CCR-ului de săptămâna trecută, ca și celelalte decizii ale instanțelor de contencios administrativ, nu își produc direct efecte, din păcate. Nu așteptați, cu alte cuvinte, doar de la 9 oameni de la CCR și de la câte un judecător curajos să facă ceea ce trebuie să facem noi. Fiecare în parte. Noi trebuie să ieșim în stradă, noi trebuie să ne apărăm drepturile și, așa cum am spus-o de fiecare dată, una dintre cele mai concrete modalități de a ne apăra drepturile, în afară de ieșit în stradă, este susținerea și semnarea legii suveranității. De asta vă îndemn și de data aceasta și pe această cale, așa cum o fac de fiecare dată. Intrați pe vremsuveranitate.ro, fie căutați un voluntar, fie deveniți voluntar și susțineți și semnați legea suveranității. Este singura noastră șansă. Singura noastră șansă de a scăpa de dictatura la care ăștia ne obligă. De ce vă spun asta? Pentru că prin legea suveranității, la articolul 3, se abrogă în mod explicit și expres legea 55/2020. Ori, starea de alertă, cu toate modificările și toate înăspririle pe care le vedem acum, această stare de alertă este efectul imediat al legii 55/2020. Dacă veți susține legea suveranității și o veți semna, legea 55/2020 va fi abrogată. În plus, va fi considerat ca fiind un abuz în serviciu orice act de discriminare pe baza unei acceptării sau neacceptării unui tratament medical.
Deci tratamentul medical trebuie să fie o chestiune pur intimă, pur confidențială, care ține de decizia noastră, nu trebuie să fie rezultatul unei impuneri, condiționări, șantaj sau amenințări a statului sau oricărei alte persoane. Orice persoană care ne condiționează drepturile noastre constituționale, legale, de administrarea unui tratament medical, acea persoană trebuie să ducă la pușcărie pentru săvârșirea infracțiunii de abuz de serviciu. Rămâneți treji, rămâneți puternici, rămâneți în picioare, nu cedați. Boicotați toți cei care vă restrâng drepturile și susțineți legea suveranității.